se le pun eu aici, sunt de 17. Care? X-ul să fie 4. X-ul să fie 4, 20. Și de bunul, gata, a găsit. Deci, aici fac o coladă, X-ul egal cu 4. Și Y-ul egal cu 1. Și atunci se întâmplă că 20. Avem 20 minus 3, e cam cu 17. Adică ar spune 20, nu, ar spune așa mai pe înțelesul nostru, 5 ori 4, minus 3 ori 1, și face 17. Vedeți? Asta se întâmplă. E adevărat. Dar eu pot să spun și 5 ori 4 plus 3K. 5 ori 4 plus 3K. Minus 3 pe lângă 1 plus 5K. Hai să facem calcul, eu cred că facem tot 17. Da. Ia să vedem, să ne convingem, poate. Nu e o treabă deșteaptă. Păi face 20 plus 5K. Deci 20 plus 15K. Minus 3, 15. Minus 15. E 15 minus 2, prin semnul ăsta. Asta aș fac tot. 7. Ah, așa, va să zic că era vorba de 5 ori x, ăsta e x-ul, minus 3 ori y, se facă 17. Deci, dacă d-ul e egal cu 1, atunci, obligatoriu, x-ul trebuie să fie de forma 4 plus 3k. 4 plus 3k. Iar y-ul trebuie să fie de forma 1 plus 5k. Și aveam că 3n plus 4 aveam scris d ori x. Nu este soluție. D ori x. Și egal mai departe cu d care este 1. Ori x, care este de fapt 4 plus 3k. Și atunci apare 3n plus 4 egal cu 4 plus 3k. Și este o egalitate, că și k-ul și n-ul sunt de aceeași 4, 4, 10 și n egal cu k. În concluzie, tot timpul, fiindcă dă o identitate, tot timpul se va întâmpla ca fracția asta să fie cu d-ul egal cu 1. Nu e cam unul și deci nesimplificabilă, ireductibilă. Și ca să convingem luna, mergem pe varianta dacă când ar fi egal cu 17, atunci ar trebui ca X-ul să fie de forma, deci dacă am luat cu 17, 5 ori cât, minus 3 ori cât se fac cu 1? Dați-mi voi o pereche. 5 ori 2, X 2. X-ul, deci 5 ori 2, minus 3 ori 3, egal cu 1, da? Și da, eu zic că și 5 ori 2 plus 3, ca minus 3 pe lângă 3 plus 5, ca face tot 1, tot 1 face. Dacă zicem 10, 15, cu 15 se reduce și face tot așa 10 plus 3, ca 1. Și în condițiile astea, x-ul este de forma 2 plus 3k. Deci x-ul este egal cu 2 plus 3k. Deci x-ul e 2 plus 3k. Iar egalitatea 3n plus 4 ar fi d. D-ul cât am zis este 17. Ori x-ul, care e 2 plus 3k. Și vezi? Vom constata că e 3 în plus 4, egal cu 17 ori 2, face 34, plus cât face 50, 37, 28, 51, da. De unde constatăm că 3n egal cu 34 plus 51, da. 34, 30, mi-a ieșit. Da, 30. 30 supra 3. Da? 3 ani, am zis. 3 ani, știi, nu? Da. Care nu mai este număr.
Se simplifică aici. 10. Prin cât merge aici? Prin 3 merge. Din 3 dai 4, da? Da, din 3 pe lângă 10 plus 17. 17 K supra 3. Și iată că 3 cu 3 simplifică și este forma 10 plus 17 K. Deci, în condițiile astea, dacă el e de 10 plus 17 K, ia să vedem ce se întâmplă în fracție. Deci, hai să vedem pentru N egal. Egal, pentru că egal cu 0. Ce e N ne dă? N ar fi egal cu 10. Și ce fracție avem atunci? Fracția va fi așa. 30 și 44 supra 51. Pe 17. Deci, iată că sunt și valoarea lui N care simplificabilă. Și atunci zicem, pentru N de forma 10 plus 17 care este simplificabilă și pentru N de varianta de mai sus, nu este. Nu este simplificabilă. Vedeți? Asta înseamnă analiza corectă. Am luat aici la întâmplare. Da, exact. Doamna profesor, dacă mă duceați până la 10, mă până la 10 aflam, nu? Da, n-am avut curaj. Pentru el, știi ce făceai tu? Mă duceam până la 10, dădeam de una astea. Vezi, până acolo, până la 10, toate erau ireductibile. Și poate la 8, nu a spus, gata, trage o concluzie ireductibilă și iată cât de grav este. Exact, la 10 o găseam. Da. Iar la 10 găseam, totuși. Atunci intram în matematică. Și în final, în final, răspunsul corect matematic este această analiză. Deci, pentru N de un tip este fracția simplificabilă, pentru N de un alt tip este nesimplificabilă. Dar apare și momentul că e multiplu de 17. Da, facem sinteza. Așa, sinteza 3. Da. Da, sinteza problema asta că e serie, David. Nu văd problemele acelea cu volumul, curge, că curge apa, că nu curge. Așa, volumul. Cu curge, da. Volumul. Am făcut paralelnică pe aia. Cu volumul lor. Volumul. Legătura dintre volum și capacitate. Deci legătura de volum și capacitate, fracții ireductibile, fracții reductibile. Cam asta este, da? Da. Hai, Adam, nu uitați să like, share, să abonați, să vă abonați la